Îl vedeți pe Nasolescu acolo, peste Sântul Gola. Ăla e Nasolescu. Crede că poate să ne strige ciu. Toru, Nasolescu. Stă deasupra la Santa Cruz ca sprânceana lui Albulescu. Dispari, norule! Dispari! Dispari, norule! Eject! Ai văzut? S-a dus, am spart. Și tu dispari! Voi doi! Eject! Ai pe mâine, pisi, pe mâine asta. Domnul Putin! Domnul Putin! Domnul Putin! Señor Putin! Te auzi, mă, în Tenerife. Señor Putin! Que quieres en Tenerife? Darna, poți să le ai pe toate, Cristina? Poți nu, să le ai pe toate? Nu. Eu te mai întreb o singură dată. Te mai întreb o singură dată. Dar stai un pic. Mai nu mai pot. Te întreb ultima oară. Poți să le ai pe toate? Te-am adus la lux, te-am adus la bunăstare, te-am adus la vreme bună. Dar îmi comentezi. Ce să fac? Ce să fac? Ce să fac? Eu ce-am avut? Au, viața mea! Încet, tu, încet! Nu puteam să mergem într-una! And the Oscar goes to... Mi? Vă vine să credeți că astăzi această podoabă capilară va dispărea? Merg să mă tun, merg să mă tun la colombianii mei! Mergem la baie, mergem la baie! Știți, frezerul meu este foarte aproape, adică la o aruncătură de băț, undeva aici. Iar vreme extraordinar, excelentă, de prăjit, vreme de prăjit. Băiatul ăsta e genial aici, ce face. Băiatul ăsta e super tare, fii atent ce fain l-a făcut. Mobibilit, frumos. 12 euro. 12 euritos. Numai că muzica aia mă rupe, frate, la maxim dată. Reghetoane, reghetoane, reghetoane. Cristina e blocată și trebuie ajutor, nu știe să iasă. Fii atentă, dai un pic în spate și iei de volan, așa, foarte puțin. Dai, stop. Acum iei invers de volan și dai în față. Hai, mai un pic. Stop. Și acum iei invers iarăși. Dai. Dar ia maxim ia volan. Ok, dai. Dai, stop. Hai că ieși. Bravo, fetița. Girl. Vrem să mergem la plajă și vrem să ne descurcăm cu 10 euro la plajă toată ziua. O să fie un challenge pentru mine, așa că am pornit la Lidl. Pentru vegetarian, super bun. Bineînțeles că calculul meu a fost ușor exagerat, 10 euro. Am plătit 20. Am doar un ticket digital, pentru că de ce să ne umblem de hârtii pe care apoi le aruncăm? Ai gagici? Ne trebuie să ajung la plajă, știți? Mulțumiri fie aduse lui Vlad și Ancăi pentru că astăzi suntem liberi de copii. Am decis să petrecem o zi, toată ziua, la plajă, dar așa un pic pe lux, pe răsfăț. Să vedem cât ne costă o zi la plajă, în doi, în Tenerife, fără să avem într-un fel grija banilor. Vom încerca să închiriem șezlong, să vedem cât ne costă pe noi o zi la plajă în sud. Punem în calcul că am plecat din nord și dus întors avem vreo 120 de kilometri. Punem la calcul și benzina. Să doar pe șezlongul ăla. Opa, prima oară când avem ștau, ambuteiaj. Și oricum, norul ăsta e din iad. Alarmă falsă. A fost un mini ștau, probabil un ardelean în față. De fapt, cred că totuși e ambuteiaj. Hai că vă mai țin eu la curent. Ce soartă. Măcar până stăm aici, trece norul ăla. Să pleci înapoi în iad, în mare, în abis, în hău, în adânc.
detox fără soare imposibil. Da. La așa noastră de lux, se pare că nu prea e de lux. Hai că până la urmă am găsit parcare chiar pe malul oceanului și avem soare, fiindcă, uitați, am lăsat norul în spate. Da. Bine. E mișto aici. Chiar e fain. Cristina zice să stăm aici. Sărim aici și ne punem. Uite. Bun, am luat asta, chiar la buza apei. Prețul pentru toată ziua e 24 de euro, inclusiv Wi-Fi, au zis, nu? Asta e plaja Torviscas. E o plajă foarte mare. Este bine oricărui luxos. Hai să vedem. Hai, gentle reveal. Oceanul Atlantic. Până acum ne-am luat un cortado, cum îi zice aici. Asta e cortado. Lapte, îi zic lapte, cafea și jos au mai pus un pic de lapte. Suntem pe playa Torviscas, sudul Tenerifei, în zona care aici se numește Costa Adeje. Are cam 300 de metri lungime, 50 de metri lățime. Este cald afară, 24 de grade, poate chiar 25. Oceanul este excelent. Plaja asta este foarte animată, plină de turiști. Una dintre cele mai animate zone din Tenerife. Și plaja asta, de fapt, se unește cu altă plajă. Fanabe este undeva după digul acela de pietre. La fel, o plajă frumoasă, valuri bune. Plaja este foarte bine organizată, există dușuri, toalete publice. În spatele plajei, dacă vedeți, sunt restaurante, pizzerii, alimentări, tot felul de magazine pentru cumpărături. Găsești parcări în spatele lor, poți să accesezi plaja pe jos cu mașina. Are și acces pentru persoanele cu dizabilități. Pe ansamblu este o plajă care este foarte family friendly. Intrarea în apă nu este bruscă. Mă duc să mă încind și eu la soare. Uite, mă întoarnă, asta înseamnă să fii mană. După o săptămână plină cu trei prunci și un soț, cum am găsit un loc unde se cadă o șoară, dragă de ea. Te-ai trezit. S-a înorat, fraților, aici. S-a înorat. Uite, hai să vă arăt ce nori sunt afară. Nu mai prea pare că astăzi iese soarele. Dar știți cum e, am dat 24 de euro pe șezlongele astea. Aici rămânem, până la vară, să înghețe. Ce vrei, mă, cu pătura aia, mă? Zici că ești Aladin. O pornit? Hai, scutru o să pornească. Ca să mergi la WC-ul aici, trebuie să merg undeva încolo. Ne place. Ne place că e cald asfaltul. Iată cum merg eu. Mai pe țărănie așa, da? Asta e. McDonald's exact la plajă. La buza plajei. Nu știu cum sunteți voi, dacă ar să fiu foarte sincer, eu mai fac și în ocean. Numărul 1, treaba mică. Dacă mai prea frig sau dacă nu-i soare, nu mă bag. Da. Până acum am plătit 31 de euro pe șezlongele astea două, o umbrelă, o bere mare. Caut eu un cortado, adică un fel de espresso cu lapte, și Cristina un espresso, 31 de euro. Oricum, atmosfera e foarte frumoasă aici, o sâmbătă din asta în care să nu faci nimic. Genul ăla, așa ne plictisim noi. Just the two of us, you and I, eu venim la plajă. Să-ți pun cojocul, să-ți mai pun o pătură?
hotărât să plecăm. Nu mai avem soare. Nu prea a fost vreme de plajă azi, nu? Cred că ai avut jumătate de oră în total de soare. Parcă văd că plecăm și se face soare. Nu știu ce să zic. E ascuns acolo. Ah, sas. Mergem la mașinuță. Da, mai sunt și zile din astea când vii pregătit de plajă, ai entuziasmat, ai și copilul dat la alții, ești liber, nu ai stres, dar ce să vezi, vii aici în sud unde aștepți să fie soare, cald și bine, ți-a apă. Sunt și zile din astea, le luăm așa cum vin. Hai să vedeți, dezorganizare totală aici. Am merge ea să plătească, că ea e cu banii azi. Însă tu cu ăsta de 2 lei am stat noi o lună când ne-am mutat într-un apartament de... Fai, praf a fost apartamentul ăla, dar a fost ieftin. Clădirea asta portocalie aici. Nașpa rău. Vorba de făcut baie aici. Asta este plaja kitesurferilor. Bate un vânt. Puuu! Ha! Care este problema? Vreau să fac o poză și abia mai... Abia stai în picioare și vrei să faci o poză? Că ne dă jos vântul. Fii atent aici. N-are rost. E super tare ăștia că pot să facă sportul ăsta. Zona asta e cunoscută ca o zonă cu vânturi puternice. De aia cei cu kitesurfing vin aici să profeseze. Și toată lumea e îmbrăcată aici, nu vii să faci plajă. Hai că poți! Hai că poți! Excelent! Dacă știi să te dai... Vai, ce frig e aici! Mai că nu rezistăm, nu putem sta pe picioare! Ajunge, ține-ne casul ei! Toată lumea stă cu geci! Inclusiv noi stăm cu geci! Și ce să crezeți, am băgat acum benzină cu 1,19 €, iar dieselul este 1,15 €. Not bad. Not bad. Am ajuns deja în Santa Cruz, fiate, în 13 km. Ce zici, ce șmecheră? Ce picior greu ai! O altă zi, o altă plajă. E soare aici în nord, v-am spus că am disipat norii. Ce vă jucați aici? Petru negru. Petru negru. Deci un fel de oaia neagră. E mai bine azi aici, suntem la Las Teresitas. L-am tuns pe Levi. Îți place, mă? Cum te-o tuns, mami? Nu știu dacă realizați cât de bine și relaxant e să poți să vii duminica în orice perioada anului, să stai așa și o oră la plajă, să auzi marea, să auzi oceanul. Este o binecuvântare. Apropo, știați că aprilie este cam cea mai răcoroasă lună din Tenerife? Cel puțin așa am auzit. Nu pot să verific veridicitatea acestei informații. Era martie. Păi și ce am zis? Aprilie. Aprilie am zis? Nu, martie am zis. Aprilie. Am zis aprilie, am vrut să zic martie, de fapt. Marte. Au venit și prietenii lui Levi. Am descoperit uzina de nori. E exact după dealul ăsta aici. Tanti, așa stăm la soare, nu? Da. Bravo. Până la urmă o dăm tot pe lux. Dacă a venit și domnul Vlad. Ce faci, mă, cu ăla? Vlog. Ți-i ciudă? Bă, dar are dinți, mă. Șoarpele, n-am știut. Și pur și simplu de deget. Moral de deget, o rămas, de aia am X-ul ăsta, că de fapt o rămas el o să mă... Ia, arată-ne X-ul, arată-ne X-ul. Nu lasă, e X-ul tot zi. Dar nu înțeleg o treabă. Tu te-ai panicat, nu te-ai gândit, știu, bă, poate e piperă. Am așteptat vreo 4-5 minute și am văzut că nu se întâmplă nimic.
Și atunci am zis, bă, ok. Asta a fost, așa ai, ai de văzut. Da, că... da. E ok. Că nu sunt frate, că nu... nu. Plaja asta, Teresita, este plaja Santa Cruzienilor. Sunt destul de puțini turiști aici. Dar este una cea mai frumoase plaje, după părerea mea, din Tenerife. Tu ce zici, Vlad? Mie mi-e foarte dragă. Și mie. E și frumoasă. Și nu e aglomerată. Adică găsești tot timpul loc. Și face că nu-s turiști. Exact. Aici parchezi imediat. Imediat. Auleu, s-au dus cărțile. Una, două, da. Nu pot să zic că am avut o zi rea. Da, nici bună. Da, asta este. Dacă nu dați like și subscribe, 7 de ghinion! 7 de ghinion! Cine nu dă like și subscribe, 7 de ghinion! Da, 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 da. Tot ce avem de acolo. Da, 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 da. Trăiești în România? Trăiești în România? Da, 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 da. Tot că zic. Nu sunteți atât de funny. Văd că parcă o văd că zgârii. Stai că trebuie să mă dau jos pentru asta. Hai, să văd în câte mișcări. Acum. Dar nu-i zic nimic. Hai. Profesionalism. Mișcarea numărul 4. Mișcarea numărul 5. Mișcarea numărul 6. Și sperăm mișcarea numărul 7. 8. Asta a fost cu mișcarea numărul 8. Mișcarea numărul 9. Bravo, mă. Numai 9 mișcări ai avut.